Peste 148.000 de persoane au beneficiat în luna august a acestui an de medicamente și dispozitive medicale compensate de stat. Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță că în acest scop a transferat farmaciilor peste 90 de milioane de lei. Cei mai mulți bani au fost direcționați pentru tratamentul bolilor aparatului circulator, peste 48 de milioane de lei pentru circa 105.000 de pacienți. De asemenea, o sumă semnificativă a fost alocată pentru preparatele destinate bolilor endocrine, de nutriție și metabolism. Este vorba despre medicamente valoare totală de circa 20 de milioane de lei pentru 41.000 de beneficiari. Potrivit CNAM, costul mediu al preparatelor compensate per beneficiar a fost de 680 de lei. Cel mai costisitor tratament cu medicamente compensate a fost înregistrat în perioada susmenționată pentru maladiile sistemului nervos, cu un cost mediu per pacient de 1.062 de lei. De dispozitive medicale compensate au beneficiat peste 20.000 de persoane, iar suma alocată pentru aceste produse a fost de aproape 6 milioane de lei.